Faza națională a Cupei României ediția 2015-2016 a ajuns la cel de-al treilea tur. Departamentul competiției al Federației Române de Fotbal a anunțat programul celor 26 de meciuri care se vor disputa pe 12 august de la ora 17.30. Bucovina Rădăuți, singura reprezentantă a județului în această fază a competiției, va întâlni pe teren propriu gruparea CSM Sighetul Marmației, formație ce a încheiat sezonul precedent al Ligia 3 -a, pe poziția A4 -a din seria A5. -a. Așa cum am declarat, obiectivul nostru este să aducem o echipă de Liga 2 la Rădăuți, iar dacă vrem să reușim acest lucru, trebuie să trecem de Maramureșeni. Nu avem la acest moment prea multe informații despre adversarii noștri, însă dacă ar fi să ne raportăm la locul fruntaș ocupat de în sezonul trecut al Ligia 3, am aștept să avem parte de un meci dificil. Din punctul meu de vedere, nu am avut noroc la tragerea la sorți. Era un urnă adversari mult mai abordabil, a precizat Iulian Ionesi, antrenorul jucător al rădăuțenilor. În turul 3 al Cupei României vor evolua cele 21 de echipe calificate din faza a doua competiției, plus restul de 31 de formații aflate pe tabloul eșalonului secund. În caz de egalitate, după 90 de minute, se dispută prelungiri, iar dacă egalitatea persistă, se execută lovituri de departajare. Dintre cele 26 de meciuri, 4 nu se vor disputa, deoarece Săgeata Năvodare, Fece Fortuna, Poiana Câmpina, Corona Brașov și CSC Sân Martin s-au desfințat și nu mai activează în nicio competiție, astfel viitorul 2 Constanța, CS Păulești, Prahova, ASEA 2, Târgu Mureș și CS Oșorhei Bihor s-au calificat la Masa Verde în următoarea fază a întrecerii. Turul 4, la care vor participa cele 26 de echipe calificate din faza a 3 plus 10 echipe din Liga 2, doua este programat miercuri 26 august de la ora 17.30.